entuziasmați de șansa de a participa la show-ul talentelor, unii concurenți s-au lansat cu dedicații. Yeah. Sincer să vă spun, eu chiar am fost șocat când de la Moldova Retalin pe mine m-au sunat. De fapt nici nu m-am gândit și chiar nici nu mă să mă aștept ca domnișoara Natalia să-mi spune că sunt acceptat. Am reușit să trec, wow, în etapă următoare, deja particip oficial. Ia dă-mă pe cine. Ei, fii atent, Moldova are talent, de la mic la mare toți, iată-mă și eu prezent. Fie cântăreț solo sau dresor de animale, sunt convins că pe prime lupta va fi tare. Jonglor, comedian, dansator, magician, cu emoții sau fără, toți o ardem pe prim plan. Descoperim talente ce zguduie țara, ajuri-l mână în aer și lasă plictisea, l-o fac pentru arte, nu doar pentru show. Da, sunt rapper, o dau cu rime și flow, dar pentru mine nu contează banii de la final. Oricum sunt bogat în suflet, am muzică și bani. Chiar dacă pus X, eu trag în continuare. Am uitat rimele, fără vorbe murdare. Toată lumea salutare, mă bucur că am venit și că orașul meu l-am prezentat și v-am arătat un hit aici pe scenă. Un pic de improvizație, domnișoara n-a postat X. Wow, ce grație, înseamnă că i-a plăcut această prezentare. Salutare la toți, mâinile în sus ca în aer. Mă bucur să mă fiu aici la voi pe scenă. Îmi place că mă susține sală. Ei bine, știu că totul va fi bine. Mișcăm Moldova din loc, datorită ție, yeah! Vrei să spun ceva? Eu mi-am schimbat părerea despre tine. Mie mi-a plăcut. Eu îți spun da. Eu nu-mi schimb părerea. Este nu. Azi și eu o să-ți spun nu. Seară frumoasă!